Cum ai cunoscut Asociația Speranță pentru România? Prin cadrul unei mămici de pe Facebook m-a contactat și mi-a spus că dânsa are o fetiță și un băiat la Asociația Speranță pentru România și mi-a recomandat să merg și eu. Care a fost relația ta de până acum cu asociația? Cât de mulțumită ești? Sunt foarte mulțumită. Sunt niște oameni extraordinari.